Creația lui Alexandru Pușkin unește oamenii de toate vârstele, de orice confesiune și de orice naționalitate. Pușkin a fost tradus în 10 de limbi străine. În același timp, oamenii din diferite țări studiază limba rusă pentru a avea posibilitatea de a citi operele poetului în original. Rolul următorului nostru material este o persoană unică, a cărei dragoste față de Pușkin a devenit un punct de pornire către autodezvoltare. Ca talent, Carceanu este originar din România, a început să studieze limba rusă încă la liceu. Însă anii și-au lăsat amprenta, iar odată cu ei și cunoștințele care au fost culese încă pe băncile școlii s-au șters din memorie. Bărbatul recunoaște, la patria sa limba și literatura rusă nu este populară. Însă acest lucru nu l-a împiedicat să studieze limba de sine stătător, când a devenit matur. Astfel, Catalin a găsit o formulă pentru sine care l-a ajutat repede și ușor să-și extindă vocabularul. Cea mai bună metodă de a învăța cât mai multe cuvinte a fost traducerea poeziilor. Astfel am început să traduc versuri ca mai bine să învăț limba rusă, după care a devenit cea mai plăcută ocupație pentru mine. De la început traduceam doar pentru mine, pentru prietenii mei și apoi a devenit hobby-ul meu preferat. Astfel, în viața lui Catalin a apărut o nouă dragoste față de creația lui Pușkin. De la început îi venea greu să citească clasica în original. Interlocutorul recunoaște că în ajutor i-a venit traducerile creației clasice. Cu cât cunoștințele lui Catalin deveneau mai profunde în limba rusă, cu atât mai mult era dezamăgit, pentru că niciun autor nu a reușit să traducă versurile geniului Pușkin. Am citit multe creații de ale lui Pușkin care erau traduse în limba română, iar atunci când am început să înțeleg limba rusă, luam originalul în rusă și începeam să îl traduc. Credeam că ceea ce citesc nu este Pușkin. Pușkin nu este un simplu geniu, este un fenomen. Prima poezie el a scris-o când avea doar 15 ani. Toți îl pot citi pe Pușkin deoarece acest autor a scris pentru copii, pentru maturi, dar și pentru toți. Mulțumită lui Pușkin, limba rusă a devenit altfel. El se consideră moșul literaturii contemporane a limbii și literaturii ruse. Catalin recunoaște, nu este poet, de aceea traducerile lui nu pot fi numite nici într-un caz literare. Dar în acest lucru, eroul nostru găsește un avantaj. Fiind departe de rimă și stilistică, își poate permite să redea la maxim gândurile autorului. Astăzi, Catalin are o colecție de traduceri pe care o constituie peste 400 de poezii, printre care operele lui Pușkin, Lermontov, Yesenin. Textele sale, Catalin le postează pe blogul personal și pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Acesta nu intenționează să se oprească aici, dar abordările moderne ale toleranței, destul de ciudate, devin un obstacol care împiedică o parte din lucrările lui Pușkin să fie parte a lumii culturale europene. Vreau să încep să traduc poemul Țiganii, însă este o problemă în limba română, nu se poate de utilizat acest cuvânt. La sfârșitul conversației l-am rugat pe Catalin să ne citească o poezie din lucrările sale. Alegerea interlocutorului a căzut la dedicația de dragoste care este actuală și astăzi. Eu v-am iubit. Eu v-am iubit, poate că iubirea încă din sufletul nu a pierit de tot. Dar fie ca ea să nu vă deranjeze, fiindcă eu să vă întristez, nu vreau, nu pot. Eu v-am iubit tăcut și rănit sperând, când timid, când de gelozie chinuit. Eu v-am iubit atât de stincer și de blând, cum Dumnezeu să dea de altul iar să fiți iubită.